Meditații la minut. Multora dintre noi ne place să mergem la muzee și în momentul în care ai devenit părinte, de cele mai multe ori simți nevoia că trebuie să spui stop acestei activități, pentru că ce să faci cu un copil la muzeu? Poate se plictisește. Și dacă mă duc la muzeu, la ce muzeu? Și ce fac cu copilul acolo? Și într-adevăr o să mă pot uita la ce vreau să mă uit? Ei bine, da, sunt întrebări foarte pertinente. Aș spune că până la 2 ani, un copil nu prea poate să meargă la muzeu, cel puțin nu într-un fel în care să învețe ceva din asta. Îl poți ține în brațe, poate merge în cărucior, dar atât. Ce ți-aș propune de aici mai departe este să te duci într-un muzeu, cum ar fi Antipa, în care chiar să se distreze. Din păcate, în România sunt destul de puține variante în această direcție, dar afară, dacă mergi într-o vacanță, poți găsi mai multe muzee în care și copilul să învețe ceva, din exponate mai cu seamă și dacă sunt animale, cu atât mai bine. Dacă știi că ai un copil care nu are răbdare, ar fi bine să vizitezi o sală sau două, fără să intri în muzeu atât de adânc încât să știi că ți-ar lua 20 de minute până să ieși afară. Copiilor începe să le placă cu adevărat la muzeu, începând cu vârsta de 8, poate 10 ani, mai ales dacă subiectul îi interesează. Poate fi istorie, științele naturii sau chiar artă. Pe data viitoare, la Meditații la Minut.